Crescătorii de vaci din rase pure de carne primesc subvenții de 300 de euro pe cap de animal, valoarea ajutorului financiar oferit de Uniunea Europeană urmând a crește până la 378 de euro în 2020. Mai mult, din acest an, subvenția pentru taurinele din rase de carne se va acorda tuturor crescătorilor, nu doar celor din zonele defavorizate, adică localitățile din zona montană a județului Suceava. Pentru rasele de vaci metis, încrucișări între rase mixte și rase de carne, subvenția este de 150 de euro pe animal. Da, este o subvenție, ca să nu zic foarte bună, mulțumitoare. Deci este un sprijin destul de important și consistent. Mai ales că acum, deci, și până anul acesta a fost tot 300 de euro doar pentru zona defavorizată, deci pentru exploatate din zona considerată defavorizată, zona montană specială. Acum, la intervenția, la solicitările asociației, s-a extins la nivel național până în 2020. Vor primi toți crescătorii din toată țara, vor primi 300 de euro pe cap pentru rasă curată și 150 de euro la vacile metis. Președintele Asociației Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România, suceveanul Dumitru Grigorean, a precizat că aceste noutăți deosebit de importante ar trebui să stimuleze foarte mult crescătorii de bovine care se gândesc să treacă de la vacile de lapte, care le aduc din ce în ce mai puțin profit, la vacile din rase de carne. Care este motivul creșterii prețului cărnii de vită de carne de calitate superioară, ne explică președintele Asociației Crescătorilor de Bovine pentru Carne, Dumitru Grigorean. În primul rând, problemele au apărut în ultimul an, după apariția bolii limbii albastre, și explicația ar fi că până anul trecut, până la apariția bolii, plecau foarte multe animale, în special tăuraș și îngrășat, plecau spre țările arabe, cel mai mult spre Iordania. În momentul în care ei nu au mai luat animale în viu, scăzând piața arabă, animalele au rămas pe piața internă și, fiind oferta foarte mare, automat a scăzut prețul, că asta e economia de piață. Plus că a apărut presiunea cărnei aduse mai mult decât ce aducea înainte, s-a adus în ultimul an din Polonia. Polonia care făcea export pe piața rusă, în momentul în care și pe acolo a apărut probleme, a apărut embargo. Ei au venit în special de piața românească cu care. Și automat, că fiind oferta mai mare, o scăzut prețul. Consumul intern oricum era destul de redus și acum, față de anul trecut, scăderea este undeva, cred că, de 35-40% la preț. Marele avantaj al taurinelor din rase de carne este legat de randamentul foarte bun de creștere și de faptul că îngrijitorul acestora necesită costuri mai mici decât în cazul vacilor de lapte. O problemă pentru mulți crescători este că vacile din rase de carne sunt scumpe. Sunt mai scumpe pentru că rasele astea specializate pentru producția de carne sunt rase formate chiar în sute de ani, dacă vorbim de rasele franțuzești, rasa charolaise, vă dau un exemplu, sunt formate în 200 și ceva, aproape 300 de ani de când se lucrează pentru ameliorare. Și vorbim de valoarea genetică a animalelor, adică sunt animale care, în afară de valoarea economică, este direct proporțională cu valoarea genetică. România, neavând nicio rasă specializată pentru producția de carne, automat trebuie să importăm. Cel puțin primele nuclee ce s-au adus până acum s-au adus din afară. La noi sunt foarte puține ferme care nu putem asigura cererea de vaci, de vițele, de zoninci din producția internă. Și prețurile în afară sunt mari pentru că, dacă vorbim în special de Franța, care este cel mai mare producător de carne de vită, ei pun preț și pe valoarea cărnii la consumatorul final, adică faptul că este o carne de calitate superioară, automat influențează prețul animalelor. Asociația condusă de Dumitru Grigorean este autorizată pentru controlul oficial al performanței taurinelor, obligatoriu pentru încasarea subvențiilor și va face parte din Comitetul de Monitorizare al PNDR 2014-2020.